Acest complex putem spune, păstrând proporțiile, că este un Central Park al Constanței, deși nu e tocmai în centru, dar este plămânul acestui oraș împreună cu împrejurile. Credeți că este suficient pentru orașul nostru sau ar trebui mers mai departe și adus acel procent de spațiu verde crescut substanțial? Respectăm distanțarea fizică și ne transmitem, nu-l aruncăm, că nu e cazul, dar ținem distanța și transmitem microfonul. S-a crezut, s-a vorbit că în Constanța nu e nevoie de prea mult spațiu verde. Spunea fostul primar Mazăre că nu e nevoie de spațiu verde întrucât bate vântul. Și din punct de vedere al poluării aerului, putem sta cu autobuze, cu diesele și cu puțin spațiu verde. Ceea ce, într-o mare măsură, este adevărat, era adevărat. Bate vântul cam tot timpul. Nu-i ca în alte orașe, cum e în Cluj, într-o găleată, chiar și Brașovul. Și, în consecință, s-a acționat corespunzător. S-a tăiat de nu s-a văzut. S-au construit blocuri. Ei bine, eu vin cu o altă perspectivă și spun așa, avem nevoie de spațiu verde psihologic, să vedem verde. Suntem o ființă care ne bucurăm la verde și la soare. Fiindcă provenim din natură, nu venim de altundeva, nu suntem marțieni niciunul dintre noi. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, un pieptăne pentru praf este necesar, mai ales acolo unde se construiește mult. Și spațiul verde face treaba asta. Noi, în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii și în zona asta unde avem un arboret și un parc dendrologic, noi suntem pieptenele vechii Constanța, Tomis, față de noua Constanță, Mamaia Nord, unde se construiește într-o veselie și de unde bate vântul de nord-est. Eu vânt coriolic, să știți că nu e nicio problemă. Vântul bate de la nord-est, nu că vrea rusul. Fiindcă noi ne învârtim cu planeta de la est la vest. De la vest la est, pardon. Și atunci vântul bate invers de când se învârte planeta. Vântul dominant. Și în consecință ne așteptăm ca vântul să fie predominant est. De ce și prin nord? Fiindcă suntem la 45 de grade. Și bate predominant nord. Dacă era la 60 grade, bătea predominant sud, sud-est. Astea sunt situațiile. Și așteptam să plouă când venea vântul de origine ecuatorială. Ei bine, e un fenomen natural să bată vântul ăsta și este un lucru bun că acest parc este plasat, nu știu dacă cineva l-a gândit, probabil că da, sper că da, parcul nostru și parcul de Băcăriei apără Tomisul de vânturile din Mamaia unde se construiește de numai. Cert e că avem nevoie de parcuri. Cert e că noi avem 16 hectare și parcul de Băcăriei are. Și mai vreau să vă mai spun ceva. Suntem în Dobrogea. În Dobrogea, caracteristica principală, nu trebuie să vă spună directorul complexului muzeal. Duceți-vă într-o pădure dobrogeană și vedeți că nu puteți pătrunde. Caracteristica principală este densitatea. Această densitate este favorizantă. De ce? Este permisă de insolație lungă, foarte mult soare și foarte multă lumină, permite densitate, toată lumea are, cum s-ar zice, da? Ca petrolul pentru toți, că toți o duc bine cu petrolul, în țările așa. În același timp însă, zonele, perioadele secetoase lungi, noi ne tropicalizăm climatic, o să avem un anotimp rece și umed, ploios, și unul mai secetos și cald. Și nu foarte cald. Nu va mai fi atât de cald vara. Va fi însă foarte secetos. Vânt și secetă. Și iar o să fie ploaie și ploaie și nu foarte frig. Ne tropicalizăm climatic. Stăm tot aici. Dar clima vine peste noi. Noi nu mergem spre sud, spre 45, 48, 55 de grade. Nu. Ei vin. Clima vine. Și în consecință este nevoie de densitate. Când faci un parc în Dobrogea, întreabă un specialist, un biolog, du-te într-o pădure și încearcă să... Noi avem o pădure dobrogeană. Încearcă să reconstitui acea pădure. Încearcă să înțelegi că nu poți să pui arboret și arbor la 5-6 metri, 7 metri, betoane în jur, un pătrățel, lasă că îi punem noi apă. Poate cineva uită. Plus că ei nu au nevoie, arborii în pământ, n-au nevoie doar de apă, ci au nevoie de aer.
și aerarea pământului nu se mai face cu beton. Noi zicem că punem beton la picătură pentru aia care merg cu rădăcini, câțiva mai rezistă, dar nu e ok și nu e un arbore sănătos. Punem arborii mai deși, lăsăm să se dezvolte așa cum îi ajută, cum îi ajută natura, unii mai bine, unii mai puțin bine, dar se dezvoltă arboretul în etaje. Și aceste etaje înseamnă sănătatea pădurii dobrogene. Se știe că sunt lucruri care se văd. Acest parc s-a transformat, acest complex s-a transformat în ultimii ani și constanțenii apreciază acest lucru. Dar bănuiesc că aveți și alte planuri pentru următoarea perioadă. Care ar fi acestea? Da, am realizat lucrări de afânare, irigare, am făcut o pădure dobrogeană, am făcut o extindere a tot ce înseamnă arboret, curățenie, înlocuire progresivă a celor care sunt fie îmbătrâniți, fie deteriorați, fie fac parte din specii care generează risc de incendiu, cum e de exemplu plopul. Risc alergogen, și asta contează într-un parc cu copii, într-un parc cu vizitatori, parc cu animale până la urmă, este important. Asta am făcut până acum. Și bineînțeles că respectând perioada politică în care ne aflăm, avem mai multe de făcut sau promite mai mult decât am făcut, și eu am în plan un proiect european prin care să regândim din temelii această zonă în ceea ce privește niște plantări, niște schimbări pentru a ne adapta speciile, pe de o parte, noilor alogene aduse în Europa, e vorba de specii ce nu sunt europene, de care se pretează bine în parcuri. E glădiță, sunt multe, multe specii, paulovnia și așa mai departe. Pe de altă parte, de a aduce speciile de arboret în corelație cu evoluția climatică, tot mai ciudată, avem nevoie de specii care să reziste perioadelor lungi de secete, în același timp să incorporeze apa atunci când este. Și, bineînțeles, avem nevoie de specii care să creeze un decor educativ important. Un decor educativ important, fiindcă natura are o anumită caracteristică. De la soare se ia energie de 20.000 de ori mai multă decât consumăm noi oamenii și plantele pun la loc celui mâncat partea mâncată. Noi trebuie să înțelegem și să vedem cum acolo în plantă este laboratorul vieții. Acolo unde fișicuri de proteină se comportă ca o lentilă, nu pe vremea lui Copernic s-au inventat lentile, ci acum 4 miliarde de ani, se comportă ca niște lentile și care amplifică lumina și însăilează atom de carbon din CO2, din dioxid de carbon din atmosferă. Lucrurile astea trebuie să fie învățate și trebuie să fie văzută diversitatea. Și trebuie să avem un arboret care, dincolo de perie, dincolo de oxigen, dincolo de dioxid de carbon absorbit, trebuie să ofere și diversitate educativă. Și atunci noi ne gândim la tot felul de specii care să asigure această diversitate. Gândim în continuu, mai ales aștept să vină toamna, să ies și din gips, să vină toamna și să ne apucăm să săpăm și să băgăm probabil încă 1000 de arbori în toamna asta aici la Complexul Muzeal. 1000 de arbori pe care îi punem în toamnă, de ce nu în primăvară? Nu este suficient timp umed în primăvară. Recomandarea mea tuturor, toamna se nu mai avem ierni grele. Riscul de a îngheța pe timpul iernii este mult mai mic decât de a se usca pe timpul verii. Asta este simplu, este un calcul simplu. Iar dacă un puie nu se prinde într-un an de zile, nu e o problemă. Natura îi face diversi. Poate că era mort înainte să-l bagi. Cert e că avem loc, punem alții. An de an trebuie să gândim și dacă avem o etajare pe vârste a arboretului, nimic mai sănătos. Așa trebuie să fie. Arbori adulți, arbori tineri, toate astea trebuie să constituie, din acest punct de vedere, pe lângă educație, și o diversitate cât mai aproape de cea naturală.